Lacul Văcărești este un lac antropic situat în cartierul București-Văcărești, cu o suprafață de 189 de hectare. Lucrările la el au început în 1986, când a fost demolată și mănăstirea Văcărești, dar au fost sistate după 1989, astfel că, în prezent, rămâne unul dintre marile proiecte neterminate ale perioadei comuniste. Există o controversă între istorici și etimologi. După unii, denumirea zonei s-ar datora faptului că moșii ar fi aparținut familiei boierilor Văcărești. Alte opinii susțin că toponimul nu are nicio legătură cu familia Văcărescu și că explicația ar fi fie în ocupația sătenilor de altă vreme, creșterea vitelor, fie că ar fi derivat din berea pe care o plătise cândva crescătorii de animale. Văcăritul. Penitenciarul Văcărești. În 1848, armata rusă de ocupație aduce la Văcărești prizonierii revoluționari din Principat care au participat la Revoluția Română din 1848, iar în 1864, anul Marilor Răscoale Țărănești, când guvernul conservator îi închidează pe țăranii arestați aici, întreg complex monahal este transformat în penitenciar. Intervențiile făcute pentru dotarea monumentului în scopul noii destinații, succesive de-a lungul deceniilor, au alterat arhitectura originală a majorității clădirilor. Aici au fost întemnițate personalități ale vieții culturale și politice românești, printre care scriitorii Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Mircea Damian, episcopul greco-catolic Vasile Aftenie, Corneliu Zelea Codreanu. Lacul Văcărești a fost umplut o singură dată cu apă din Dâmbovița. Costurile pentru pomparea apei sunt foarte mari și de aceea această soluție de aducere a apei din Dâmbovița este neviabilă. Soluția tehnică ar fi ca apa să fie adusă gravitațional din râul Argeș, la 27 km de București, prin lacul Mihăilești. Prin decretul numărul 143 din mai 1988, semnată de Nicolae Ceaușescu, s-a dispus începerea lucrărilor în zona amenajare lacul Văcărești, virgulă, iar în articolul 16 din decret prevedea că situația juridică a terenurilor va fi reglementată ulterior printr-un alt act normativ. Câteva sute de familii li s-au demolat casele, le-a fost luat pământul, iar digul din jurul lacului a fost construit fără acte legale. În decembrie 1989, deși casele fuseseră demolate, documentația de expropriere încă nu fusese aprobată de Nicolae Ceaușescu. Pe 5 iunie 2012, când a fost sărbătorită Ziua Mondială a Mediului, ministrul mediului Rovana Plumb a vizitat zona lacului Văcărești, considerată a fi delta capitalei, alături de ambasadorul Argentinei în România, Claudio Perez Paladino. Însoțiți de reprezentanții ai ONG-urilor de protecție a mediului. Cu această ocazie, ambasadorul Argentinei în România a prezentat proiect.
We'll be right back.